Suntem la cina Domnului și ceea ce biserica a început să facă imediat la Rusalii a continuat de-a lungul întregii istorii. Scriptura spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Spuneam că în învățătura apostolilor, în pridvorul lui Solomon, auzeau cuvântul din gura apostolilor dar apoi se întorceau acasă și discutau lucrurile auzite, pentru că numai punând întrebări și frământând ceea ce ai auzit, realmente le-și înțelegi. Dar după ce le-ai înțeles, la frângerea pâinii, și totul, a, totul se întâmpla în jurul mesei, în familie, dragii mei, la frângerea pâinii ești în prezența celui care a murit și a înviat pentru noi și în locul nostru, așteptând, dragii mei, și noi învierea împreună cu el la venirea lui și în prezența Lui trebuie să îi dai dreptate, să te aliniezi după El sau să îi întorci spatele, să pleci, ca tânărul bogat. Poate prețul se va părea prea mare și de aceea Domnul Iisus îți lasă toată libertatea să i întorci spatele și să pleci. Dar dacă ai rămas lângă El și ai spus da, ai înțeles cuvântul Lui, adevărurile Lui și vrei să trăiești în lumina lor, doar rugăciunea se înduplecă inima să faci ceea ce știi că trebuie să faci ce vrei să faci. Pentru că rugăciunea, dragii mei, nu lucrează în inima lui Dumnezeu, ci lucrează în inimile noastre, ne acordează la inima lui Dumnezeu. Și în felul acesta ne aliniem lui, luăm jugul lui asupra noastră și lărgim cu el împărăția lui Dumnezeu. Stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dar în seriile astea în care ne apropiem de masa Domnului, care este învățătura apostolilor asupra căreia trebuie să ne aplicăm? Și ca la frângerea pâinii să-i putem spune da sau nu Domnului Iisus Hristos. Am plecat și rămânem în Matei, capitolul 9, versetele 35 la 37. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boară și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul. Dragii mei, în ochii lui Dumnezeu, în inima lui Hristos, secerișul ține doar de oameni. Ființele create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de dragul și spre slava lui Dumnezeu, așteptați în prezența lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Primul mare adevăr pe care lângă care ne-am oprit după ce am survolat, într-un fel, principiile misiunii împărăției, a fost că secerișul este al Domnului. Și dacă, într-adevăr, secerișul este al Domnului, este absolut logic că el să fie croit pe măsura potențialului lui, nu pe măsura puterilor noastre. Secerișul fiind al Domnului, el este gândit, croit, pe măsura planurilor lui, pe măsura ceea ce Dumnezeu este. Imaginați-vă, mare este secerișul, spune, secerișul Domnului. Secerișul este a lui și este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea și pe măsura ta. Uitați-vă doar la un singur verset, l-am avut și luna trecută înaintea noastră. Atât de mult a iubit Dumnezeu? Da, acolo sunt și eu, e și tu, e și familia mea, este și Irisul, și Clujul, și România, dar Dumnezeu, dragii mei, a avut un plan pentru toate familiile Pământului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când l-a chemat pe Avram, și din păcate urmașii lui au crezut că sunt buricul târgului, buricul pământului. Dumnezeu doar pentru ei a venit. Ei sunt poporul ales. Ceilalți erau câini, dragii mei. Și Dumnezeu a trebuit să-i scuture de-a lungul istoriei, să le aducă aminte că Avram a fost chemat de dragul tuturor familiilor Pământului. Nu pentru ei, ei erau doar instrumentul care să descarce pâinea caldă pentru ceilalți. Ei trebuia să fie o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestească puterile lui minunate, trăind adevărurile și cuvântul lui Dumnezeu. După înviere, și am văzut biruința lui Hristos dimineață, ucenicii adunați în prezența lui, timp de 40 de zile, vorbea cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și i-au pus o întrebare. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Observați mentalitatea în care ei gândeau. Ori, nu erau chiar străini de lucrarea Duhului Sfânt, pentru că toate textele despre răvăsarea Duhului Sfânt vizează pe Iacov, pe Israel. Și ei, înțelegând Scripturile, din pricina Duhului care a fost suflat peste ei cu 40 de zile în urmă, au pus această întrebare. În vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele. Pe acestea tatele a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Să reduci secerișul lui Dumnezeu la Ierusalim, a fi o încălcare a planurilor lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus, într-un fel, deschide perspectiva și ajută să viseze dincolo de imediatul lor, să viseze la secerișul lui Dumnezeu. Lângă Ierusalim adaugă toată Iudeia și Samaria. Samaria? Da, și Samaria. Și până la marginile pământului. Dragii mei, Dumnezeu a iubit lumea, El visează la mântuirea oamenilor. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, spune scriptura, pentru toți. Deci pe inima lui Dumnezeu nu ești doar tu și eu, și familia mea și familia ta. Pe inima lui Dumnezeu este tot pământul acesta, toată lumea pe care el a iubit-o și pentru care l-a dat pe fiul său. Și asta mă obligă să trăiesc între două dimensiuni, între puținul meu și limitările mele și imensitatea viselor lui Dumnezeu sau secerișului lui. Secerișul este al Domnului și este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. Și ori de câte ori pot visa la mai mult decât sunt și fac, îl cinstesc pe Dumnezeu. Dacă visez în secerișul lui, pentru secerișul lui care vizează oamenii. Țineți minte linia credincioșiei noastre în Evanghelia după Matei, când Domnul Isus se pregătea de plecare, s-a oprit înaintea lor și le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Observați, toate textele pe care le-am citit deschid o perspectivă mult mai largă decât irisul. Noi suntem mult prea preocupați, dragii mei, de ale noastre, de cum zugrăvim, de cum cântăm, de ce programe avem, de cum organizăm cina, de ce predici ascultăm între noi. Dar planurile lui Dumnezeu nu pot fi oprite de zidurile acestea, de puținul nostru, de ceea ce suntem și de ceea ce putem face faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Privind la secerișul lui Dumnezeu, mare este secerișul, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul lui. Al doilea principiu este, visează la ceea ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Toți suntem limitați. Limitați în timp, limitați în putere, limitați în resurse. Și nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Cum împăcăm cele două lucruri? Visează dincolo de tine, dar să n-ai păreri mai înalte despre tine decât se cuvine. Cum poți sta smerit la locul meu, visând totuși la planurile lui Dumnezeu? Observați, visează la ceea ce s-ar putea face nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Acum ți-s mâinile pline. Ce faci, făca pentru Domnul. Ce faci, făca pentru Domnul. Dar din când în când, ridică privirea și privește puțin dincolo de ce ai în mâini. Dragii mei, ceea ce ne motivează pe noi sunt viziunea pe care o avem, visele pe care le avem. Asta ne motivează. Dacă în lucrarea pe care o fac, nu pot gândi la mai mult decât fac acum, încetişor lucrul acela îmi va încădea din inima și din mâini. Și voi abandona totul. Și dimineața am văzut că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, da? Mai bine este să ajungi la capăt, să auzi din partea lui Dumnezeu, bine, robun și credincios, decât să auzi, plecați de la mine, voi cei care lucrați fără de legea, Dumnezeu ne-a invitat în secerișul Lui și de aceea al doilea principiu este visează la ceea ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Când citești Scriptura, găsești un text în care Dumnezeu spune în loc de piatră sau în loc de lemn îți dau piatră, în loc de piatră îți dau fier, în loc de fier îți dau aramă, în loc de aramă îți dau argint, în loc de argint îți dau aur. Elementul acesta ar trebui să ne motiveze. Pe orice pui mâna, gândește-te că de dragul lui Dumnezeu și prin puterea Lui se poate face mai mult decât atât. Și chiar dacă tu niciodată nu vei putea face mai mult decât atât, vei începe să rogi pe Domnul Săcerișului să scoate lucrători la Săcerișul Lui, să completeze rândurile lipsă din holdă. Și în felul acesta, Săcerișul, dragii mei, să-L îmbucure pe El, nu doar pe noi, nu doar pe noi. Astea sunt resursele mele, resursele tale, resursele oricărei lucrări sau resursele Bisericii din Iris. Dar observați diferența între secerișul nostru, săcerișul lui? Este imens. Este pe măsura diferenței dintre noi și el. El este creatorul a tot ce există. El este a tot prezent, a tot știutor, da? El este atotputernic puternic. De aceea se ceresiul este croit pe măsura lui. Dar principiul acesta mă obligă că în timp ce fac ca pentru Domnul tot ceea ce pot face, să stau să mă bucur de ceea ce s-ar putea face. Să mă bucur de cum s-ar bucura inima lui Dumnezeu dacă s-ar putea face mai mult decât eu pot face. Și în felul acesta, elementul acesta devine un vis, devine o viziune, devine, dragii mei, o forță care mă trage înainte, mă ajută să cresc, mă ajută, dragii mei, să mă dezvolt, să-L bucur pe Dumnezeu, să-L bucur pentru împlinirea misiunii împărăției Lui. Dacă aș porni pe linie, și Imaginea nu este nouă, dar Domnul Iisus punctează pe misiunea împărăției trei elemente esențiale. Dar m-aș opri lângă primul. Domnul Iisus este pe malul Mării Galilei și vede niște pescari. Se oprește, ce veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Pescar de oameni. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus din start le spune în ce constă secerișul lui Dumnezeu. Ce îl interesează pe Dumnezeu? Îl interesează oamenii. Nu bărcile, nu pești, dragii mei, nu profesia, nu una, nu alta, decât dacă știi să le pui în slujba oamenilor. O lucrare creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. O mandatul preoției ar de a face cu oamenii. Cu oamenii. Și noi, ca și Biserică, vorbim despre bătălia pastoral misionară a Bisericii, prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind, sporind în și contribuind la cunoașterea lui Hristos și încurajându-ne la ascultare de El. Dar întrebarea este unde și cum trebuie împlinit acest mandat, această chemare al lui Hristos. Dacă în loc de Ierusalim, Iudea, Samaria, marginile pământului, aș coborî un pic între noi și a spune familia, nu cumva familia trebuie să fie primul loc în care să ne concentrăm eforturile ca să împlinim bătălia aceasta pastoral-misionară, să facem unul din celălalt și apoi din copiii noștri, ucenici asemenea lui Hristos, să ajutăm să sporească, să crească în cunoașterea lui și să crească în ascultare de el, familia ar trebui să fie locul acesta. Abia după ce bătăliile sunt date în familie, putem lărgi lucrurile la biserică, la comunitate, la cetate, la țară, la lumea în care noi trăim. Dar în seara aceasta, dați-mi voie să mă opresc acasă. Acasă în familia mea, acasă în familia ta. Cine nu știe să-și administreze, să-și chivernisească propria lui familie, nici n-are rost să gândească mai departe. Cum v-am îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Iar dacă nu ești vrednic nici în Biserica lui Dumnezeu, ce să cauți în comunitatea de Cluj sau în țara în care trăim sau în lumea în care e așezat Dumnezeu? Dragii mei, primul mare adevăr pe care n-aș vrea să-l trecem cu vederea este că în familie responsabilitate cade pe părinți. Nu pe biserică, nu pe școală, nu pe nimic altceva din societate. Responsabilitatea este pe părinți. Nu pot împinge, dragii mei, nici măcar pe Dumnezeu. El vine împreună cu mine. Când venim cu copiii la binecuvântare, venim să-i dăm Domnului ca Ana pe Samuel. Nu venim să luăm binecuvântarea și noi să ne vedem de ale noastre și să lăsăm pe Dumnezeu să ne crească. Responsabilitatea cade în seama părintelui și în mod special în seama preotului din casă. Și am văzut dimineață că este una să devin părinte, este alta să-mi asum rolul acesta. Să iau în serios veșnicia pe care Dumnezeu a dus-o în casa noastră. Și mă bucur când vă văd cu copiii în brațe și chiar dacă scâncesc și sunt printre noi, răgim este un lucru extrem de important. Dar ceea ce, în ceea ce ai intrat, trebuie să-ți asumi exact cum Saul și-a asumat responsabilitatea de împărat luându Dumnezeu prin ocazia pe care a creat-o din spatele boilor. Dar m-aș opri lângă Evanghelia lui Hristos din epistola lui Pavel către romani. Acolo găsesc o Evanghelie completă, corectă și corect focalizată. O Evanghelie completă, ca un program de computer să funcționeze, toate fișierele trebuie să fie la locul lor. Un demo te ajută să vezi cam despre ce e vorba, dar nu te ajută la nimica. Și de aceea, doar când întregul program al lui Dumnezeu este încărcat în sufletele noastre, în sufletele copiilor noștri, doar atunci, dragii mei, putem să-i lansăm la apă, că ei vor pleca. Știți cum trece timpul? Uite așa. Ei au fost copii, astăzi suntem la nunta lor, poi mâine sunt la înmormântarea noastră. Și timpul s-a dus. Timpul s-a dus. Uitați-vă cum începe Pavel Evanghelia și vă întreb dacă asta ar fi adevărat pentru copiii din biserica noastră, pentru copiii tăi, pentru copiii și nepoții mei. Spuneți-mi, mi-ar fi de ajuns? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Că ceea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, da? care vine prin credință și care duce la credință, după cum este scris: Cel neprihănit va trăi prin credință. Foarte interesant, Pavel așează într-un fel aceste versete pe cartea pivotară a scripturii, pe cartea Exod. O aveți înaintea dumneavoastră. 40 de capitole, 3 ingrediente, destul de echilibrate cartea, ca 19 capitole de răscumpărare, apoi 20 la 24 lege și 25 la 40 e cortul întâlnirii cu vițelul de aur la mijloc. Dar ce a învățat Pavel din cartea aceasta? Neprihănirea sau dreptatea pe care Dumnezeu ne oferă are nevoie de două tronsoane ale credinței. Vine prin credință și duce la credință. Dar de ce e nevoie de amândouă, dragii mei, ca să fii mântuit? În primul rând, vine prin credință pentru că sângele mielului Pascal a trebuit pus pe ușoriu și prin ascultarea credinței. Și tatăl sau preotul familiei, împreună cu copiii în jurul lui, cu sângele mielului Pascal, în noaptea aceea, dragii mei, au pus sângele pe ușoriu și un act al ascultării credinței. Dar apoi au ieșit din Egipt și au început să călătorească prin pustie. Și au ajuns la Sinai și Dumnezeu le dă legea. Și Dumnezeu le spune, ascultarea aduce binecuvântare, neascultarea aduce blestem. Dragii mei, când legea este călcată, plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu l-ar fi dat cortul întâlnirii. Observați. E nevoie de o neprihănire care să te aducă în trupul lui Hristos. Și noi marcăm lucrul acesta prin botezul în apă. Dar Pavel spune despre Hristos și mireasa lui că a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt cu alte cuvinte, de ce e nevoie și de-al doilea aspect. Pentru că cuvântul este sabia Duhului și când eu am călcat legea, rolul Duhului Sfânt este să mă dovedească vinovat în ce păcatul, neprihănirea și judecata. Și dacă mă las convins de Duhul lui Dumnezeu, ce face Duhul? Mă duce în cortul întâlnirii, în fața marelui preot și în fața jertfei de ispășire. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ce ne-am face fără un mijlocitor și fără o jertfă de ispășire? Observați, ca să ajung înaintea lui Hristos cu păcatele mele, am nevoie de al doilea tronson al credinței. O dreptate care, sau o deprihănire care vine prin credință și care duce la credință. Și în felul acesta, îmi trăiesc viața creștină. Asta mi-asigură într-un fel șansa, întrebare de dimineață. Ce de am să ajung bine la sfârșitul drumului? Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Primind mântuirea în termenii lui Dumnezeu, nejucându-te cu termenii lui, dragii mei, nimeni dintre noi n-a gândit, noi n-am plănuit mântuirea, este a lui Dumnezeu. Ori o primești cum ți-o dă el, ori nu ai deloc. Ori nu ai deloc. Mai întâi trebuie să intri în poporul lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să fii îngropat împreună cu Hristos prin botez și înviat în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. O neprihănire care vine și care duce la credință. Dar vorbesc despre Evanghelia lui Hristos etalată de Pavel în epistola către romani. Ce face Pavel? Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vă chem să ne adunăm, nu, de ce, nu degeaba am butucul și cuiu care l-ați mai văzut aici, ciocanul, pentru că v-aș invita să batem împreună un singur cui, da? În inima copiilor noștri, nu pentru a-i răstigni, ci pentru a-i câștiga pentru Domnul, dar a ne aduna eforturile ca și biserică în lumea asta coruptă în care ne e frică de adolescenți, de tineri, de copii, ne frică, dragii mei, pentru că îi mănâncă telefoanele și prietenii și tot ce este în jurul lor. Ce putem face ca și biserică? Nu uitați, responsabilitatea este în primul rând a noastră ca părinți. Ce face Pavel? El ia paradigma celor cinci cărți ale lui Moisea tateuhului și golește de conținutul figurativ sau prefigurativ al vechiului legământ. Și încarcă totul cu Domnul Isus Hristos, care este împlinirea a tot ceea ce spune Genesa, Exod, Levitic, Numer și Deuteronom. Și elementul acesta face din Cartea Romanii una din epistolele absolut speciale în Scriptură absolut speciale în Noul Testament. Pentru că eu pot verifica adevărul pe care Pavel îl pune înaintea mea. De ce am o Evanghelie completă, corectă și corect focalizată? Și încă în primele versete Pavel îmi vorbește despre asta. Pentru că el nu inventează o Evanghelie, el descopere o Evanghelie în revelația pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise poporului său în Tora. El descoperă pe Hristos, descoperă Evanghelia. Și eu cât mai bine înțeleg lucrul acesta, cu atât mai sigur știu că ceea ce vreau să sap în mintea copiilor mei este din partea lui Dumnezeu. N-am inventat noi, baptiștii, lucrul acesta sau o biserică, lucrul acesta, ci este adevărul pe care Dumnezeu l-a comunicat în Scriptură, l-a verificat de-a lungul Vechiului Testament și l-a împlinit în Hristos, în Noul Testament. Dar despre ce este vorba? Aș vrea să pun șase întrebări în drum spre Hristos. Imaginați-vă, copiii noștri sunt prinși ca și noi, cum spunea Enos dimineață, de toate lucrurile din jurul nostru. De școală, de succes, de prieteni, de una alta și te fură peisajul. Și dacă sunteți curioși și citiți cartea Eclesiastul, Eclesiastul care și-a trăit viața și tot ce și-a dorit ochii și-a dat, tot, dragii mei, tot ce și-a dorit ochii, a realizat, avea toate posibilitățile. Era împărat în Ierusalim, fiul lui David, Solomon. El începe cu o dezamăgită concluzie. O deșertăciune a deșertăciunilor, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul e deșertăciune și goană după vânt. Solomon, ce te-ai apucat să tragi o astfel de concluzie legat de viață? Și el zice, ce folos are omul de toate truda pe care și-o dă sub soare. Sub soare înseamnă de la naștere până la moarte. Dacă nu este nimic dincolo de mormânt, atunci sub soare este tot ce există. Și Solomon, după ce a încercat totul, dragii mei, dezamăgit după ultima întâlnire cu Dumnezeu, cred că scrie Eclesiastul, ce folos are omul de toată truda pe care își o dă sub soare? Singurul răspuns sub soare la întrebarea asta este deșertăciune și goane după vânt. Dragii mei, pentru copiii noștri putem face absolut totul. Să-i dăm la cele mai bune școli, să-i dăm la cele mai bune sporturi, să dăm la cele mai bune instrumente, să facem cu ei tot ce ține. Dacă nu îi pregătim pentru dincolo de moarte, în fața morții, ei vor învina, uitându-se la noi cu supărare, deșertăciunea deșertăciunilor. Totul de deșertăciune și goana după vânt. Aș vrea să citim împreună șase întrebări la care ar trebui să răspundă fiecare părinte, dar care ar trebui să trezească în mintea copiilor noștri cei șase pași spre Hristos. Fără de care, dragii mei, Pavel îmi spune în epistola lui către romani, Evanghelia lui Hristos nu-i completă, nu-i operantă, nu-i puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dumnezeu nu ne cheamă să credem orice și să credem adevărul. Și adevărul trebuie să-l scoatem din Scriptură, nu să-l inventăm noi. Pavel n-a inventat Evanghelia, a descoperit Evanghelia și asta trebuie să facem și noi. Roman, capitolul 1, versetul 18 la 3, cu 20. De ce și din ce trebuie să fim mântuiți? De ce și din ce trebuie să fim mântuiți? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Slava lui Dumnezeu, spune Solomon, în Proverbe 25 cu 2, stă în ascunderea lucrurilor. Slava împăraților în descoperirea lucrurilor. Și există un verset în Biblie care spune: Pe cât este adevărat că eu sunt viu, pe atât de adevărat este că slava Domnului va umple pământul. Știți cum? Împărații descoperindu-le și începând să ne vorbească despre minunea incredibilă a creației lui Dumnezeu, indiferent în ce direcție te uiți. Dar de ce? îngăduie Dumnezeu lucrul acesta. De ce ne dă înțelepciunea, dragii mei, ca să ne întâlnim cu El, ca să ne oprim înaintea Lui, ca să nu uităm că noi suntem aici pentru puțină vreme, pregătiți pentru altceva. Nu în urângerea el lumea viitoare despre care vorbim, spune Scriptura. Observați, dacă n-ar exista o judecată în care mânia lui Dumnezeu să lovească pentru eternitate, în cei care l-au disprețuit și au întors spatele, atunci n-ar trebui să fiu mântuit. îți bine, și acum e suficient să mă ocup doar de calul acesta care poartă pasagerul sau care poartă realitatea care vine de la Dumnezeu. Observați, noi venim de undeva și plecăm undeva. Ne înfășurăm în țărână și avem nevoie de țărână asta ca o interfață pentru lumea în care trăim. Dar în ultima instanță, când se rupe funia de argint, sărâna se întoarce în pământ, de unde a fost luată. Și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dar ce-a căutat aici, în bucla fărășirea de șertăciunii? Dacă nu-ți spui astfel de întrebare, sub soare, dragii mei, totul este de și goană după vânt. Din ce trebuie să fiu mântuit și de ce? Din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate lucrurile Dumnezeu te va chema la judecată. Și într-o zi voi da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl voi fi rostit. Ce mă fac dacă nu sunt mântuit, dacă nu sunt îmbrăcate în Hristos? Cum pun în mintea copiilor mei, dragii mei, lucrul acesta? Cum o fac? pentru că nici ei au alte cale. Dacă realmente asta este Evanghelia lui Hristos, și ei au aceeași cale ca și mine. Nu este cale, altă cale spre Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos și El este Mântuitorul nostru. A doua întrebare. Roman capitolul 3, versetele 21 la 5 cu 21. Cum suntem mântuiți? Cum suntem mântuiți? După ce Pavel trage concluzia în versetele 9 la 20, el vine și spune, nu este niciun om neprienit, niciunul măcar, da? Și legea n-a fost dată decât să ne acuze, să dovedească vinovați. Nu avem nicio șansă înaintea lui Dumnezeu prin ea. Dar versetul 21 vine cu incredibilă veste. Dar acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre a mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprienirea care vine prin credința în Isus Hristos. Cea mai frumoasă porțiune din Evanghelia lui Pavel, din Roman, dragii mei, în care Domnul Isus Hristos, singura soluție, ne oferă o dreptate, o neprienire care lasă pe Dumnezeu drept în tem ce mă socotește pe mine drept. Dumnezeu trebuia să se mântuiască pe sine mai întâi ca să mă poată mântui pe mine. El care a trecut păcatele cu vederea și un Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta decât dacă are un element de închidere în fiul său care a acceptat răstignirea înainte de temerea lumii. Cum suntem mântuiți, dragii mei? Ne spune Pavel în Roman, capitolul 3, la capitolul 5. Dar apoi ne mutăm în capitolul 6, pentru că noi avem impresia că după ce, în sfârșit, ne-am chinuit și am hotărât și ne-am scris numele într-un caiet și am intrat prin botez și am devenit parte dintr-o biserică, am terminat. Mi-am terminat într-un fel. Bine că sunt și eu, dincolo de poarte. Nu, nu, nu. Veți primi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre, ne spune Scriptura. Alergarea abia începe, lupta abia începe și de aceea este foarte important să luați Scriptura să mă ajute să înțeleg corect mântuirea. Știți cum începe capitolul 6? Da, capitolul 5 ne spune că prin Hristos am intrat pe poartă, în această stare de har în care suntem, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și în capitolul 6 zice să păcătuim mereu ca să mulțească harul, ferească Dumnezeu. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și apoi întreabă din nou, noi nu mai suntem sub lege și sub har. Ah, ce bine! Să păcătuim mereu că nu suntem sub lege și sub har? Ferească Dumnezeu! Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la dreptate sau neprihănire. Observați, după ce am aflat cum sunt mântuit, trebuie să aflu ce-i mântuirea aceea, cum a gândit-o Dumnezeu, în ce realitate am intrat. Și toate acestea va trebui să știu să le explic copilului meu pe limba lui, dacă îl vreau pentru veșnicie, dacă nu, pregătește-l doar pentru viermi. dă tot ce e mai bun pe pământ și cu asta ai terminat. Dar dacă te interesează veșnicia din casa ta, sufletul lui, la toate aceste întrebări, dragii mei, trebuie să găsești răspunsul pe limba lor și pentru ei. Dar să ne mutăm un pas mai departe. Pentru că în capitolul 7, dragii mei, versetul 24 spune O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăde acest trup de moarte? Ești în fundul gropii, pentru că ai deschis ușa păcatului. Răspunsul vine în versetul 25. Mulțumir fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, care ne dă biruința. Și în capitolul 8, este capitolul Duhului Sfânt. Pentru că întrebarea care a fost pusă dimineața este ce șanse am să-mi duc mântuirea până la capăt? Ce șanse am să termin ca Samuel și nu să termin ca și Zedechia, Solomon, Saul și aș putea lua împărații lui Iuda și Israel la rând? Da. Să nu termin ca ei. Ce șanse am? Dacă n-ai nădejdea că poți să ajungi la capăt, n-are rost să pornești la drum. nu e așa? Dacă n-ai nădejdea dacă poți rămâne credincios până la moarte lângă partenerul tău de viață, nu te căsători. Stai singur. Observați dacă n-ar exista o soluție pentru biruința mea până la capăt, Dumnezeu m-ar fi înșelat într-un fel, să mă chem într-o realitate în care oricum nu pot să am nicio șansă, nu pot să biruiesc. Ce șanse am să-mi duc mântuirea până la capăt? Totul a început cu mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Dacă este cineva în Hristos, există o lege a Duhului de viață care mă izbăvește de legea păcatului și a morții. Dragii mei, cine nu are pe Duhul lui Dumnezeu, nu este a lui Hristos. A fi creștin nu înseamnă a schimba religiile, a practica ritualuri, a fi creștin înseamnă a fi locuit de Duhul lui Dumnezeu, nemărginit a mărimea puterii lui Dumnezeu, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, dragii mei. Lucrează în noi credincioși, și spune textul. Asta este nădejdea mea. Este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Dacă mă las lucrat de El, dacă accept șoaptea Lui, dacă accept mustrarea Lui, ca să mă ducă la crucea lui Hristos, să mă curețe de păcat, să mă ierte, ca El să-și poată desfășura lucrarea în viața mea. Există șanse. Dumnezeu, dragii mei, ne-a oferit o mântuire și El s-a gândit la absolut toate lucrurile uh, ca să mă ajute să ajung biruitor la sfârșitul drumului. Dar din capitolul 8, versetul 39, Nimeni nu mă despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânire, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nimic! El a gândit planurile perfect. Când trec în capitolul 9 la 11, mă sperii. Pentru că văd că mâna care m-a altoit mă poate tăia afară. Capitolul 11, versetele 17 la 21. Mă poate tăia afară. Cu alte cuvinte, dacă ai înțeles mântuirea corect, cred că nu te afli într-o cutie teologică în care eu și dacă mă tăvelesc în mocirile tot al Domnului sunt. Nu, 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 nu. Citiți Biblia cu atenție. E adevărat că Scriptura spune, chiar dacă suntem necredincioși, El totuși rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dar Dumnezeu nu rămâne credincios față de tine, ci față de sine. Pentru că versetul precedent spune, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă nu sunt conștient de pericolele care mă amenință pe cale, dragii mei, umblu ca un nebun. Nu mă pregătesc pentru lupta spirituală în care am intrat în momentul în care am fost mulți din împărăția Întunericului și strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Trupul meu, este un cap de pod pentru ispitele din jurul meu, ochii mei, urechile mele, mâinile mele. Sunt încolțit din toate părțile, am nevoie de toate resursele. Ori ca să-ți garanteze ajungerea la țintă, Dumnezeu nu doar că te naște din nou și vine să locuiască în tine, ci te așează în mijlocul trupului lui Hristos, în mijlocul bisericii. Ca să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Există pericole, dragii mei, și pericolele acestea ar putea să facă să ajungem ca Saul, ca Solomon, ca Zedechia, ca toți împărații lui Israel, răi și pedepsiți de Dumnezeu, dragii mei, alungați din fața lui. Și ultima parte, sunt șase segmente mari de text în această Evanghelie completă a lui Pavel. De unde știu că sunt mântuit? De unde știu că sunt mântuit? Există vreo de unde știu că am primit Duhul Sfânt din vorbirea în limbi? Nu. Nu, dragii mei. Nu toți vorbesc în limbi și dragii știu să vorbească în limbi foarte bine. Din ascultarea mea de Hristos, din faptul că sunt în jug alături de El, că mi-am adus trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută a lui Dumnezeu, o slujbă duhovnicească. Dacă realmente ești mântuit, ești în împărăție, în jug alături de Hristos, înlărgirea împărăției lui, visând la secerișul lui și conlucrând cu el mai întâi în casa ta pentru copiii tăi. Șase întrebări la care fiecare părinte ar trebui să aibă răspuns și fiecare copil ar trebui încetişor să se familiarizeze cu ele și să crească spre veșnicia care l-așteaptă, pentru care Dumnezeu l-a trimis pe pământul acesta, dragii mei, în bucla asta fără șir, a deșertăciunii. Dar dați-mi voie să iau cele șase întrebări și să-i transform în șase pași spre Hristos, în șase adevăruri. Și aici rog pe Puiu să mă ajute să citească cel puțin răspunsurile la întrebările mele și poate că întrebările ar trebui să le citim cu toții. Pentru că unul din lucrurile care mă preocupă pe mine este văzându-mi limitările și văzându un puținul, m-aș bucura de orice mână întinsă care aș putea să o primesc în direcția realizării acestor lucruri în copiii mei și în nepoții mei. Dragii mei, ce am învățat în viață crescând trei copii este că vine o vreme când copilul nu te mai ascultă. Și mare har să faci parte dintr-o comunitate în care el să înceapă să deschidă urechea spre altcineva. Și dacă acel altcineva a fost cel în care ai investit tu, când el a fost tânăr și copil, dragii mei, pâinea care a aruncat-o pe ape se va întoarce înapoi. Și eu m-am bucurat de lucrul acesta și am dat slavă lui Dumnezeu că fac parte dintr-o comunitate în care alții au putut vorbi copiilor mei când pe mine nu m-am mai ascultat. Roata se schimbă, ei își vin în fire, se întorc înapoi, dragii mei, la origini, dar au dreptul la căutările, la căutările lor. Șase pași spre Hristos. Primul bloc de text, de ce și din ce trebuie să fim mântuiți? Sunt păcătos. Observați, de data aceasta am pus întrebarea la plural, pentru că ne vizează pe toți, dar copilul meu trebuie să ajungă el personal la o astfel de afirmație, la realizarea acestui adevăr. Sunt păcătos? și nu am nicio șansă să mă mântuiesc singur de consecințele păcatelor mele. Dacă nu ajungi la, această, la acest punct, ai nevoie de mântuire. Da? N-am nicio șansă să mă mântuiesc singur de consecințele păcatelor mele. Dacă mut un las mai departe, cum sunt mântuiți sau cum suntem mântuiți? Și aici copilul trebuie să își răspundă sieși Pensele înțelesul lui, dar să ajungă la această convingere. În dragostea lui Dumnezeu l-a dat pe fiul său să moară în locul meu. Altul a plătit pentru mine. Singura mea șansă este să fiu îmbrăcat în neprihănirea lui. Singura mea șansă este ca el să fie judecat în locul meu. Ce mare lucru să înțelegi lucrul acesta. Al treilea segment de text. Ce este? Cum arată mântuirea? Cum trebuie să leasă mântuirea? Am fost mântuit de consecințele păcatului ca să renunț la viața de păcat. Dragii mei, uitați-vă ce se întâmplă și în biserica noastră. Vine câte un val și un tânăr trage pe altul și se deschid ușile și începe botezul și ne bucurăm că ni s-au botezat copiii, am muiat în apă. Eu le-am spus tuturor, Drachi în apă, drac ești din ea, nu-ți poți bate joc, noi nu avem apă sfințită. Dar luați registrele Bisericii din Iris și vedeți câți oameni care au trecut prin baptistierul acesta nu mai sunt. Nu mai sunt cu Hristos, dragii mei. Nu mai sunt cu Dumnezeu. Nu-i mai interesează. Ce s-a întâmplat? Ce nu-i clar în mintea noastră? Observați, intrarea pe poartă încă nu-i sfârșitul, ci Dumnezeu te așteaptă să umbli pe cale, să ajungi la țintă. Și doar la sfârșit. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mântuirea este ca sfârșit, ca telos, ca țintă a credinței noastre. Să mă mut în capitolul 7, versetele 25, acolo unde vorbesc despre șansele de a-mi duce mântuirea până la capăt. Duhul lui Dumnezeu mă va ajuta să trăiesc o viață nouă. Duhul lui Dumnezeu dar trebuie să știi un lucru foarte important. Sunt trei persoane în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și fiecare are slujba Lui. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dar Duhul a primit un mandat. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată începrește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna și începe lucrarea în mine, dovedindu-mi vinovăția, ca să mă ducă la Hristos când am acceptat șoapta Duhului, când mă pocăiesc de păcatul meu, Duhul își pornește motoarele în mine și nemărgea de mărimea puterii lui Dumnezeu lucrează în mine credinciosul. A fi credincios înseamnă a crede în ce spune Dumnezeu. Or Duhul lui Dumnezeu este cel care îmi oferă puterea. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus mă izbăvește de legea păcatului și a morții. Dar există pericole pe cale și întrebarea este ce fac cu ele, cum le evit, Există pericolul de a transforma harul în desfrânare, ceea ce aduce după sine tăierea mea din măslin. Tăierea mea din măslin, lepădarea mea de către Hristos. Oare și asta ține de Evanghelie? Da, o Evanghelie completă trebuie să încarce toate fișierele softului lui Dumnezeu pentru mântuire, toate ca să fie puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu încarc și fișierul din capitolul 9 la 11, când mă va întreba copilul meu, tată, ce să fac ca să fiu mântuit? De unde se iau răspunsul? Dacă nu din capitolul 10, versetele 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, spune, vei fi mântuit. Doar în capitolul 10 am răspuns la întrebarea pe care copilul meu o va pune într-o zi. Și ultima întrebare, dar tată, de unde să știu între toți aceștia dacă sunt sau nu mântuit? Am înțeles să-mi aduc trupul ca o jerfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu pe altarul zidirii trupului lui Hristos. În primul rând, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar care e rolul Duhului Sfânt? Să pregătească pentru Hristos o mireasă sfântă? Și dacă Duhul nu mă convinge să mă duc în jug alături de Hristos, întrebarea mea este dacă am plecat urechea la șoapta Lui sau nu. Șase întrebări, șase răspunsuri, care trebuie să vină șase convingeri, șase realități în mintea copiilor noștri. Bătălia pastoral misionară a bisericii ar trebui să fie implementată mai întâi în familiile noastre, dragii mei, prin puterea lui Hristos, slăvit să fie Domnul că El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor, să fim, să facem ucenici asemenea Lui din pruncii noștri, din copiii noștri, sporind noi înșine și ajutându-i pe ei să crească în cunoștința Lui Hristos și încurajându-ne unii pe alții la ascultarea de El. Dragii mei, toate aceste lucruri ar trebui să înceapă mai întâi în familie. Și apoi putem să lăgim cercul la biserică, la comunitate, la cetate, la țară, la lumea, la lumea în care trăim. Dar familia este cheia. În Ierusalim trebuie să înceapă mărturia, să înceapă lucrarea noastră. Părintele poartă responsabilitatea. Dragii mei, cum ar fi dacă am accepta orice mână întinsă care să ne ajute în această frământare de a ne vedea copiii mântuiți, de a ne vedea copiii în brațele Domnului Iisus Hristos. Și aici este rolul comunității cu care aș vrea să închei, dragi mei. Într-o comunitate, Dumnezeu a pus tot felul de daruri. Am citit dimineață, deoarece avem felurite de darul după măsura harului său, cine are darul prorociei să-l întrebuițeze după măsura credinței lui, cine îmbărbătează, cine învață, cine face milostenie, cine... Și darurile acestea diferite creează un furnicar între noi. Mi-a plăcut când adolescenții au venit, nu știu cum se numesc ei, adolescenții din Stup da? Într-un stup nimeni nu stă cu mâinile încrucișate Pentru că este un trântor și este aruncat afară Așa este o biserică, dragii mei Și asta este frumusețea unei biserici Să presupunem că eu sunt părintele Și vreau să-mi văd copilul mântuit Oare mâna pe care mi-o întinde comunitatea Și aici vorbesc comunitatea Îi de bun argur? De pildă, dacă iau doar școala duminecală Sau școala biblică Imaginați-vă de ce am adus butucul și cuiul acesta de data aceasta nu vorbesc de pătălia pastoral-misionară a noastră, ci din familie. Și cuiul pe care vrem să-l batem este cele șase întrebări, cu cele șase răspunsuri în mintea copiilor noștri. Și nu contează prin cine, dragii mei, vine răspunsul, ajutorul, copilul meu să priceapă. Nu contează în ce formă. Nu contează. Important este să vă întreb câți dintre noi ne adunăm să batem acest cui, de dragul pruncilor noștri. De dragul pruncilor noștri. Și aici am pus doar câteva din lucrări. Sunt o mulțime în biserica noastră. Dacă iau școala duminecală, e adevărat, um, se întâlnesc o oră pe săptămână, nu-i foarte mult, dar în ora aceea, dacă Scriptura este pusă în inima lor, dragii mei, niciodată nu știi când un verset memorat el va ajunge din urmă prin bălările care îl va duce viața aceasta. V-am povestit experiența mea din Melbourne, când băiatul, singurul băiat al unei familii, veniți din București, dragii mei, să-i dea oferă o, viață mai bună, a intrat în droguri și l-a prins poliția și îl bătea să-l rupă. Și ăsta, în durerea lui, dezbrăcat și a terminat de o bară de fier, a început să se roage. Our Father who are in heaven, rugăciunea tatăl nostru. Și când poliția a auzit, zice, ce ai zis? L-au dezbrăcat și au zis, dacă te mai prindem o dată. Și momentul acela, dragii mei, l-a salvat. Când l-am întâlnit a doua oară, era schimbat complet. Pentru că părintele l-a învățat rugăciunea tatăl nostru. Orice mână întinsă e binevenită și nu trebuie să fim prea în față. Zic, eu n-am nevoie de nimeni, mă descurc absolut singur. Dați-mi voie să mă duc mai departe. Lucrarea cu adolescenții, m-am bucurat să-i aud dimineață. M-am bucurat să-i aud dimineață cea mai dificilă vârstă a fiecăruia dintre noi la vremea respectivă, acolo căutările noastre. Ce mare lucru ca cineva să-și rupă din timpul lui și să picure Scriptura printre altele în inima lor, să se roage cu ei, să-i asculte, dragii mei. Ce incredibil lucru, lucrarea cu tinerii. Dacă Lucrările acestea, dragii mei, nu sunt doar entertainment, nu sunt doar pentru o plăcere, ci avem un scop serios și m-am bucurat de motivele de rugăciune ale adolescenților, unitate între noi, curăție în noi, să fim modele pentru ei. Vă aduc aminte de o altă întâmplare din viața mea. Au venit la Cluj vreo patru psihologi și unul dintre ei ne-a vorbit despre singura carte din lume în care ai patru familii analizate de Dumnezeu. Avram, Isaac, Iacov, Iosif. Dragii mei, îl traduceam pe omul acesta plângând și m-am dus la el acasă, în Statele Unite. Și am văzut biserica lor. Știi ce a zis? Atâtea familii divorțate sunt între noi, încât copiilor nu mai îndrăznesc să închege o relație. Nu mai îndrăznesc. Și atunci ne-am adunat vreo 30 de familii și am zis, cum ar fi să invităm în casele noastre? să vadă că există și familii normale. să încurajăm să treagă vadul acesta, groapa asta, în care părinții au adus prin divorțul lor. Ce incredibilă lucrare, dragii mei, ce extraordinar să ai câteva familii de tineri care să deschidă casa pentru adolescenți, să-și facă timp pentru ei. Este un lucru extraordinar. M-am bucurat când Titi și Ruth au deschis casa lor. Titi și-a deschis atelierul și, și Hania merge și mai cioplește și mai face câte ceva. Și totdeauna vine foarte bucuroasă de acolo. Foarte bucuroasă de acolo. Dragii mei, eu nu cred că rolul lui Titi este să-l ajute pe copilul respectiv să ține un ciocan în mână. Dar e important pentru viața de aici. Și în timp ce îl învață să ține un ciocan în mână, să bată un cui, să-i picure în suflet, dragii mei, adevărurile, răspunsurile la cele șase întrebări din seara aceasta. Gândiți-vă la mamele în rugăciune. Ce important este să, concertul de rugăciune care a fost anunțat. Gândiți-vă la liceul creștin. Dar există cel puțin două lucrări în biserica noastră în care cei care s-au implicat nu sunt o mână întinsă pentru părinți, ci au trebuit să devină părinți pentru copiii aceia. Pentru că părinții n-au nimic a face cu Dumnezeu. Este after school sau din cu pas cu pas. Ce incredibilă responsabilitate să înlocuiești un părinte, să devii tu preotul acela pentru elevul care îl ai trei ore într-o zi. Mina Domnul să te binecuvinteze cu toată echipa din jurul tău și pe Dina. Dragii mei, sunt diverse lucrări. Acum imaginați-vă, dacă noi am memorat cele șase întrebări și am căutat răspunsuri la ele și ne-am adunat în jurul copiilor noștri și fiecare cu ce are, cu un baros, cu un ciocănel, cu ambate, același cui. În nădejdea că într-o zi îi vom vedea în brațele lui Hristos. În nădejdea că într-o zi îi vom vedea în brațele lui Hristos. dați mi voie să închei. O bătălie pastoral-misionară nu are niciun rost și niciun efect dacă nu ne adunăm fiecare cu puținul lui ca să-L îmbucurăm pe Dumnezeu în secerișul lui care e dincolo de noi. Rugați pe Domnul Secerișului să scoate lucrător la Secerișul Lui. Secerișul este al Lui, nu al tău. E pe măsura Lui, nu pe măsura ta. Dar asta nu te împiedică ca în timp ce ești ocupat cu puținul care îl ai la dispoziție, ca timp, ca energie, ca resurse, să stai să visezi la ce s-ar putea face. Și să începi să te rogi. Rugați pe Domnul să scoate lucrătorul la secerișul lui. Amin. Suntem la cina Domnului. Și spuneam că dacă iau în serios textul din fapte 2 cu 42, ei stăruiau în învățătura Apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. În învățătura apostolilor aud cuvântul. Dragii mei, am avut înaintea noastră șase întrebări din Evanghelia lui Hristos etalată de Pavel în epistola lui către romani. Mergeți acasă, citiți cartea și verificați-le. Dar dacă acesta este adevărul, atunci întrebarea mea este ca trupa lui Hristos, sub călăuzirea capului prin Duhul Sfânt, cum ar fi ca indiferent unde atingi vreunul din copiii acestei biserici, în mintea ta să ai cele șase întrebări și șase răspunsuri și să poți să picuri în sufletul lui câte ceva. Prin orice lucru pe care îl faci. Cum ar fi? Aș vrea să ne ridicăm înainte, să ne apropiem de cine, să ne rugăm. Și ați avut înaintea voastră câteva din lucrările bisericii. Nu știu cum le-ați privit. Eu cred că în biserica noastră părinții au tot felul de idei și nu le place școala biblică, nu le plac materialele, altă parte e mai bine, copiii se simt mai bine și, după când, cum vedeți, practic părinții se duc unde îi duc copiii. Și imaginați-vă ce discernământ au copiii ca să îi care pe părinți după ei, ce interesează pe copiii aceștia. Și părinții se duc după ei ca să simtă bine, să nu-i piardă. Nu, nu. Eu cred că, un sigur, cui trebuie bătut al Evangheliei lui Hristos. Și dacă eu pot contribui cu ceva și tu cu ceva pentru mântuirea copiilor noștri, dragii mei, asta este biserica, asta este trupul lui Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Gândiți-vă la școala duminicală sau școala biblică. Gândiți-vă la lucrarea adolescenților, la lucrarea cu tinerii. Gândiți-vă, dragii mei, la atelierul de creație gândiți-vă la câte s-ar putea face ca odată pe săptămână să ating un copil să picur în sufletul lui adevărul care îl va mântui odată, prin puținul care îl am haideți să stăm câteva momente să ne rugăm nu uitați, care-i rostul rugăciunii stăm în fața lui Hristos să spunem da orba, vrem sau nu vrem să ne adunăm împreună pentru a vedea copiii noștri mântuiți ca apoi să putem lărgi împărăția lui mai departe. Cei care doriți să o faceți, haideți să o facem.